Câți cai exact? E groaznic. Nu mai vreau mulți mă jocuri pe zi, nu mai vreau. Mamă, mă spar. Dar nu înțeleg de ce nu puteam să facem testul relației fără. Fii atentă, ești pregătită să iei niște sos? Ei, eu, salutare, fați ouă și bine v-am găsit la un nou vlog. Așa ai lumea impresia că eu vorbesc. Chiar așa vorbești. Nu e adevărat. Salut, eu sunt Michel și bine v-am găsit la un nou vlog alături de minunata mea iubită Zmără. Acest vlog este este reciclat după un vlog mai vechi. Am făcut testul relației odată, dar de data asta avem unul dintre cele mai picante, dacă nu chiar cel mai picant sos din lume. Deci ăsta este moarte, deci crede-mă. Trebuie să pui o picăturică atât, da? Altfel mori. Îi mulțumim foarte, foarte mult lui Alex Montrei pentru că sosul iar lui ieri l-am împrumutat, deja a testat pe mine mai de mult un pic. Și astăzi treaba este foarte simplă, Zmără. Ce iau? Am pus mâna acolo pe dop și mi-era frică să nu fie ceva pe dop și după să pun pe față. Da, ideea e că dacă dai cu asta pe față, se înroșește toată fața. Dar nu mai faci așa cu el, că poate sare. Mă, lasă-l! Ideea e foarte, foarte simplă. Avem 10 întrebări fiecare pe care ni le vom adresa unui altuia despre relația noastră, despre noi, să vedem cât de bine ne cunoaștem. Răspuns greșit la o întrebare, trebuie să iei o picăturică de sos. Avem și niște arune, da, cu care vei lua, vei pune sosul pe arună. Așa am văzut că facem un trei. Și... Da. Păi de ce? Cum adică o să-ți arăt eu? Păi adică tu o să crezi că eu greșești! Tu crezi că eu o să greșesc mai mult, nu? Așa va fi probabil, dar hai să și vedem în practică. I-am trimis întrebările lui mama și face nici eu nu știu să răspund la ele. Păi atunci adică că îți faci joc de mine, ok. Nu-i adevărat! Bine, hai că sunt pregătit. Ce zodie sunt? E foarte simplă întrebarea, ce zodie ești. Da, eu știu ce zodie, zodie ești. De ce îmi dai cu zodii? Știi că nu pasă de zodii. Da. Nu pasă de zodii. Da, vorbim mereu de ești berbec. Da. Este rândul meu, Zmără, ia să vedem. Care este orașul în care vreau să ajung cel mai mult LA. Ever? Corect. Los Angeles este acest oraș. Mereu îmi spui, o să mergem în LA. La vară mergem în LA. Să știi că în ianuarie mergem cu Lucian în LA. Mai știi cum ai zis asta? Cred că acum 2 ani și n-am mai mers deloc în LA. În ianuarie nu știu dacă aveam viză sau n-am putut în ianuarie. Am avut ceva de făcut și între timp a venit o pandemie mondială. Nu știu dacă mai ții minte chestia aia, coronavirus. În ianuarie toată lumea. Nu mai contează, nu am ajuns în LA încă. Hai cu următoarea întrebare, Zmără. Ok. Mamă, dar prima a fost grea eu. A fost? Da. Asta era ușoară. Hai zi. Unde m-am născut? În București. Da. Păi băi, capcană, ce-mi plac. Cum era eu prost să zic în Craiova? Păi nu, era, nu eram eu prost să zic Craiova? Că logică dacă ea a trăit în Craiova, nu avea cum să îmi pună întrebarea de născut, că înseamnă că era evident răspunsul dacă te nășteai în Craiova, în București. Fii atentă, Zmără, următoarea întrebare de la mine pentru tine. Câți cai exact? E, da, deci ești exagerat, sincer. Câți cai exact are mașina mea? Câte, câte pagini a avut manualul din care am dat admiterea? Nu, e mult... Mașina mea e condus-o. 400 și ceva, 400 ori 60 ori 80. Deci mașina mea, mai spun o dată câți cai ai zis că are? Are 367 de cai benzinari plus 22 de cai electrici. Deci te rog să iei o arună frumos, o de-asta, bine, porumb prăjit cu sare, de fapt este. Așa, deschidem sticluța magică. Poți să miroși întâi așa pentru... Stai, stai. Pentru efect așa. Nu, nu-mi place. Nu mai spune. Nu e groaznic. Nu te cred când spui că e groaznic. Mă jur. Nu te cred, ți-ai pus prea puțin. Nu mai vreau mulți mă jocuri pe zică, nu mai vreau. Bun, cine a rămas cu tu te să-mi pui întrebarea acum. Mi se pare că suferi așa în tăcere, adică eu eram, luam foc pe aici. Se pare că mă și plâng eu mult în viața asta. Așa este, da, ea nu se plânge de nimic. Ce înălțime am? Foarte simplu. Ce înălțime? Exact! 1,76. 1,72? De unde 1,76? Am zis eu așa, 1,72? Îți dai seama cât de mică ar fi diferența între noi amândoi? Bine, și eu te-am întrebat cai exact, deci ok. Deci, ai 1,72? Care nu arăt așa? Bine, de fapt și 1,72 e destul de înalt. Bine, fii atent în viața mea cum se pune, nu așa vrăjeală, da? Vrei să nu curgă pe tine. Să o mai rupe, pe totul. Crede-mă, e mai mult decât suficient. Ia uite, așa se pune, vedeți? Nu cred că vedeți, dar să se vadă la cameră, că la tine nu se vedea. Bun. Hai. Nu cred, eu știu cum e. M-a spart. Aaaa!
Mamă, m-a spart. Dar nu înțeleg de ce nu puteam să facem testul relației fără acest, acest sos. Punem următoarea, e rândul meu de fapt. Am și uitat. Care e al doilea nume al mamei mele? Chiar e simplă întrebarea. Mariana, Mariana este al doilea nume al mamei mele. Ai dreptate. Ai dreptate, îți mă rog. Te mai pregătiți pentru un grup picătură? 100% nu știu. Nu. Ce carte am citit ultima dată? Care e titlul? Stai! Am o mențiune. Carte. Se pune și ce citești la biologie? Nu, nu. Lectură. Undeva în Balcani. Se numește cartea. Este scrisă de un autor, nu știu cum mă cheamă, e un prieten, dar tatălui tău, cartea se numește Undeva în Balcani, mi-a atras și mie. Nu pot să cred că știi! Aș vrea să o citești și eu. Nu pot să cred că crede știi! Crede-vă, viața mea n-ai idee cum îmi fac sinapsele în cap după ce am luat o picătură de sus, adică tot organismul meu se luptă ca să răspund corect la întrebări, ca să nu mai fiu pus în această situație. Deci nu pot să cred că știe! Niciodată n-am vorbit despre cartea asta, că ne-am apucat deocamdată. Iată, știi, cu impresia că eu nu sunt atent la nimic din ce face ea, adică ea, asta e impresia ei și de-aia e o surpriză imensă. Mamă, deci, mamă, nu mai chiar la nimic. Dar fii atentă, îți mă rog că se potrivesc întrebările, fii atentă. Care este cartea mea preferată? Cartea mea preferată. Homo sapiens. Care este cartea mea preferată? De ce m-am mai îndepărat? Și care este răspunsul? Care este răspunsul tău final? Tu vrei să zic titlul? Da, titlul cărții mele preferate. Cum se numește? Cartea mea preferată. Homo sapiens. Greșit, cartea se numește Sapiens. Ți-am dat de două ori șansa să răspunzi, de două ori ai zis Homo sapiens. Cartea de fapt se numește... Nu, nu Arete. Se poate. E picătură, deci... Uite, gata! Bă, chiar e? Păi dă-i înșirat acolo! Păi ți-ai bătut un joc, trebuie să fie o picătură cu volum. Eu nu mai accept să trișezi. Deci, sincer, nu mai accept trișarea. Băi, frate, am cea mai trișoară, iubită. De ce? Ești cea mai trișoară, iubită. De ce? În primul ți-ai pus atâta, după aia ai mai luat și ea așa, știi, ca să, să nu... Dar efect întârziat, ai văzut că nu ți-e rupt din prima. Da, am văzut, da. Ok, următoarea întrebare, zmără, sunt gata să o ascult. Pregătește-te. Mamă, la ce instrument muzical mi-aș fi dorit să știu să cânt? Eu ți-am zis. De mai multe ori. Nu curând, dar ți-am zis. La ce instrument muzical? La pian. Da! La pian. Da! La pian, wow. Vezi, ce nu știe. Mi-ai zis de mult. Cum știi? Păi știu că mi-ai zis, glumesc. Nu știam că mi-ai zis, am dat-o la prezentare. M-am gândit, la ce poate o fată să vrea să cânte la... La ce, la vioare? Da. Nu te vedeam niciodată la vioare, te vedeam cu pian. E așa pe stilul tău. Fii atentă, ești pregătită să iei niște sos? Nu, chiar nu sunt. Care este regizorul meu preferat? Tarantino. Greșit, ia sos. Greșit, regizorul meu preferat este Martin Scorsese și cred că foarte mulți dintre fanii mei știu treaba asta. Spune-o că tu nu... La tine e vrăjeală. Ușor! Nu! Băi, uite-te cât mi-a curs! Nu că tu mă îmbolnăvești, o să-mi dea lacrimile. Da, mă, gravă boară, să moare. Ha? Nimic? Bani și omul, frate, că nu e, ea trișează, adică... Uitați-vă aia, ea n-are nimic, eu am luat odată și am murit, adică... Oricum, din ce am văzut, tu ai luat mai mult sos astăzi decât mine. Adică, tu credeai că eu o să pic la acest challenge, dar cred că tu pici mai degrabă. Oricum ar fi, aștept următoarea întrebare de la tine, Smore, după ce... Aroma mea favorită. Aroma ta favorită? Sosul ăsta? Ia sos. Nu, era o glumă. Cum adică? Dai un pic. Aroma ta favorită de ce? De înghețată? De... În general. Aroma ta favorită este... Cu vanilie? Nu pot să cred. Bă, vezi mă cum... Deci eu nu le știu, eu le ghicesc. Eu mă uit la tine și mă gândesc ce ți-ar place ție, că eu nu le știu, adică vă zic sincer. Întrebare simplă. Unde m-am văzut ultima dată cu Gami? Unde și când? Unde și când m-am văzut ultima dată în cu Tesla. Gami? Când ne-am întâlnit noi ultima dată, eu și cu Gami? Când da. Ne-am întâlnit? Unde ne-am întâlnit? Atunci când v-ați întâlnit cu trupa de dansatori, în parc. Așa este cum spuneți, mă, eu ultima dată când m-am văzut cu Gami, m-am văzut în parcul Carol, am scos o plimbare pe frumoși, pe Gami și pe Ioana, tu nu erai atunci, că aveai treabă la facultate, eram doar eu cu ei, eram a treia roată la căruță, dar să vedeți ce s-a întâmplat în parcul Carol, că am fost surprins de niște dansatori foarte random și de fapt totul a fost filmat, nu mai are sens să vă zic mai multe, uitați materialul aici. Băieți, nu știu ce se întâmplă, am ajuns și eu în parcul Carol.
Și am dat peste toți oamenii ăștia care dansează. Nu înțeleg despre ce e vorba. Băieți, vine spre mine dacă mor sau ceva, să știți că... Oh. Oh. Ce e aici, mă, frate? Ia vezi, mă, Gami, ia vezi ce este. Ce e aici, mă? Find me in Paris. Ah, nu. Ia vezi. Find me in Paris, 19:30, sezon 9 din 12 octombrie. Nu știu despre voi, boșilor, dar eu și cu Zmără suntem tare curioși să vedem ce se mai întâmplă cu Rena și Henry sezonul acesta. În cazul în care ați ratat finalul sezonului trecut, Rena se află în ipostaza de rău o decizie cu privire la lumea din care vrea să facă parte. Ce sună mai bine? 2018 sau 1918? Înapoi în viitor, dar și în pași de dans, aș zice eu, dar vă las pe voi să vedeți ce se întâmplă. Care este crush-ul meu feminin? Am mai multe, da. Păi, am mai multe. Am două. Și ce, de să nimeresc una din ele? Mm-hmm. Ok, bănuiesc că sunt străine. Persoane, e și cineva sunt din publice. Persoane publice, ok, sunt persoane publice Dar de ce trebuie să spun? Nu vrei să zici și cum o cheamă? Ba da, nu. Cum o cheamă? Crush-ul tău feminin este Antonia. Da, măi, una din ele, nu pot să crezi. Băi, fraților, eu o cam cunosc pe Zmără cam bine, nu vi se pare? Fii atentă, Zmără, deci, următoarea Antonia întrebare. Deci Antonia și Madalina Ghenea, ca să știi de acum. Întrebare de 1000 de puncte. Care este, vezi că raptele se vrea după ce nu știi să răspunzi, iei sos și după aia bei raptele. Care este al doilea nume al tatălui meu? Liviu, Jean Liviu. Da, mi-ai dat-o, ești nebun, mi-ai dat-o. Nu e adevărat, al doilea nume al tatălui meu este Luca. Da. Te cheamă Jean Luca Vachin. Hai. Ce animal îmi doresc? Îți dorești mai multe animale. Îți dorești câine, dar îți dorești și pisică. Sincer. Îți dorești câine? Animal, da. Câine îți dorești. Dar ai vrea și o pisică? Da. Ai vrea și un hamster? Nu, hamster nu mai, nu vreau. Dar ai vrut la un moment dat. Ultima întrebare de la mine, Zmără, să vedem dacă mai e o gură de sos sau nu. Mi-am dorit, eu, Andrei Șeraru, mi-am dorit să mai am frați sau surori? Nu. Răspuns corect, nu mi-am dorit, așa este și nici nu am. Sunt singura părinț, diabolic, așa egoist. Cum sunt. Chiar ești egoist. Știi ce mă gândeam eu când eram mic? Ziceam, bă, dacă... Că trebuie să-ți împai jucăriile? Nu, mâncam ciocolată. Și mă uitam la paretele de ciocolată, ziceam, mamă, astea trei sunt ale mele. Dacă aveam frate, să împart paretele astea de ciocolată, fiecare câte una. Zic, nu e combinație. Zic, bine că n-am frații. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest vlog. Mulțumim celor de la Disney pentru că au sponsorizat acest vlog și ca întotdeauna pe Zmară o găsiți pe Instagram, Zmaranda Știrbu. În 6 ani va fi doctor Zmaranda Știrbu, da? Când o să înceapă rezidențiatul peste 6 ani, dar o felicităm pentru că are acest drum cu medicina. Va fi un viitor doctor. Dacă cumva ajungeți pe mâinile ei, Dumnezeu să vă aibă în pază. Da. Cum adică? Dumnezeu să vă aibă în da, pază. Da, să vă aibă în pază mereu, dar nu, să nu... Că ea nu vă va avea, de-aia zic. Și ca atunci la fraților, dai doar ceea ce îți vrei, este aproape fumat, v-aș vrea să dați mare punctul unor direcții, dați un share pe story, pentru că ne ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus, pa!